Dragi prieteni, ce mai faceți voi? Sunteți bine? Astăzi vreau să vă spun despre un subiect bine, proporționat. Să vă spun cum s-a dezvoltat melcul. Melcul s-a dezvoltat la fel ca omul. Melcul vine tocmai din la Africa. Melcul a pășit din Africa, a ajuns în Etiopia, din Etiopia a ajuns în Marea Egee și apoi el a mers pe larvele din Marea Egee și a ajuns la România. Și așa s-a dezvoltat și melcul. Melcul a fost dezvoltat așa de mult. Dar a ajuns peste tot continentul, așa și omul. Omul se mișcă încet ca melcul. Deci melcul acesta este o ființă foarte bună, este căutat și pentru mâncare, gătit, merge să gătim din el, merge să facem preparate, să mâncăm bine. Bine, melcul face, dacă mănânci melci, vreo 20-30 de melci, gătiți la ceaun și apoi să-i faci la grătar, este o bunătate mondială. Dacă mănânci 200 de melci pe zi, ajungi să ai energie pozitivă pe braț, pe antebraț, pe creier, pe abdomen. Deci melcul are vitamine foarte bune. Deci melcul face parte din toate meniurile lumii, din toate restaurantele. Unde te duci găsești melci. Chinezii le plac și melci. La chinezi. Chinezii tot cu melci. Chinezii și italieni. La italieni se face paste. Paste bolognese. 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 Mi-a plăcut pastele bolognese. Am mâncat paste de la și de la italien. Bune, rău. Bune. 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 Dar a fost bun. Am mâncat. Până am dat cu sapă după câini. Și apoi s-a rupt sapa. Cea mai bună mâncare, să vă spun dragilor, este bună. Cea mai bună mâncare este bună. Unde? În România. Cea mai bună mâncare este România. Deci vreau să vă spun că cea mai bună mâncare este România. Deci n-ai tu cum să îmi spui tu mie. Vii tu din America, vii tu din Paris, vii tu din Noua Zeelandă. Să spui tu că cea mai bună mâncare în America sau Noua Zeelandă. Cea mai bună mâncare este în România. Made de România. Deci, vreau să vă zic că eu am mâncat mâncare din România. Deci eu sunt român cu acte în regulă. Român cu sânge de viteaz. Asta înseamnă cea mai bună mâncare este România, dragilor. Deci nu găsiți altă mâncare. Nu aveți unde să găsiți voi altă mâncare. Unde găsiți voi altă mâncare? Decât la Made de România. Francezii ăștia nu face nimica de mâncare. Face burături de alea, face urzici, face ierburi, de toate. Dar noi, în schimb, românii facem sărmăluțe, pifteluțe, cizmulițe și grătare. Și tăiem porcul de Crăciun și la Paște mielul. Deci, cea mai bună româncare este la România. De asta, sunt plecat în țări străine ca să aduc un pui de gherghine. Deci, asta vă spun, dragilor, prieteni, în legătură cu melcii. Melcii este o bunătate foarte bună de mâncat. Deci, trebuie a căutați până tot poporul. Pe unde vedeți melții, mâncați. Nu dați cu sapa în ei. Nu dați cu sapa în ei. Că nu e bine. Mâncați-i. Puneți-i la grătar cu ulei, cu un pic de măslină, cu oală. Păi ce bine faci? La inimioară. Și aveți un organism? Bine. Deci, dragilor, mâncați melci. Ce să vă spun, măi, dragilor, mă? Umblând prin toată Europa asta mondială, am umblat prin Italia, Spania,
În Spania n-am fost. Germania, Viena, Austria. Viena, Austria. Belgrad, Stockholm, Paris, Elveția. Mai am să ajung în America. Visul meu e să ajung în America, dar o să ajung cât de curând. O să zburăm către continentul Miami City, la New York City. La New York City, acolo vreau să ajung, să vizitez la Los Angeles. Vreau să-i dau o roșie frumos. Punk, 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 punk. La Los Angeles. Cel mai frumos la Miami City. Dacă ajungeți la Miami City, o să aveți parte de cele mai frumoase plaje exotice din lume. Mă înțelegeți voi? Cea mai bună este să mergi la Miami City. Tie tata! Ce bea tata aici? Martin de puret! Și aici vodka. Dragilor, umblând prin tot globul acesta, îmi place să vizitez. Îmi place să intru prin sate, să intru prin orașe, să ieși din sate în comune și apoi să ajung la țară și apoi să traversez iar ocean. Lucrez, nu problemă, mai lucrăm, facem bani. Asta e viața de străinătate, dragi prieteni, este bună, dar are și dezavantaje și avantaje. Cea mai bună expediția mea a fost în Berlin. La Berlin, acolo am vizitat foarte mult. Acolo am fost și atentatul la Berlin, acolo când a intrat polonezul. Polonezul a intrat cu tirul în căsuțe. În căsuțele de Crăciun. Când a fost atacul de la Berlin. Apoi m-am îndreptat către Viena. Am fost la Viena, de la Berlin în Dresden. Din Dresden am fost tot la Viena și am mai vizitat. Apoi am fost și la Paris, că și aici a fost un atac de 130 de morți. A fost teroristul aici. Deci mie îmi place să vizitez lumea. Deci, place să vizitez, să admir, să mă distrez, să muncesc, să beau. Bea tata vina gine! Dietata! 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 Deci, dragilor, căutând în viață performanța vieții, nu trebuie să te dai bătut. Eu nu m-am dat bătut niciodată. Dragilor, să nu vă dați bătuți. Că dacă vă dați bătuți, intrați în depresie, faceți cu capul, fiți relaxați. Creierul are nevoie de relaxare. Nu de stres. Banii aduce cel mai mare stres al omenirii în ziua de astăzi. Banii și rugăciunea. Cea mai mare inerție a omului trebuie să fie rugăciune. Rugați-vă zi și noapte ca să prindeți acțiune. Deci lăsați banii la o parte. Banii așa să mergem cu ei frumos, pac, să distribuim, uite așa ca niște rtii. Bani, cât am aici? 1, 2, 1 dolar, 3 dolari, 4 dolari, 6 dolari, 5 dolari. Opa, 4.000 de dolari. Ce fac cu 4.000 de dolari? Cu 4.000 de dolari mă duc pe Miami Beach, mă duc la Ibița. Cât mai rămâne, mă? Mai rămâne 2.000. Mai rămâne 2.000. Mă duc în club, în Miami City, la New York. Să dau o bombă. Deci, mă distrez. Asta e viața. Că întâmplările vieții se mai scurg, e greu în viață, dar trebuie să treci peste. Nu trebuie să te lași bătut. Întotdeauna nu mă lăsă bătut. Dragilor, când ai o sticlă la bord și nu te lași bătut, trebuie să fii precaut. Dragilor, deci nu vă lăsați bătuți. Mergeți înainte. Prietenii vă lasă la greu. Și dușmanii vă ocolesc pe la râu. Dragilor, faceți și voi un așa proiect anume, încât viitorul vostru să fie paralel, paralel cu soarele și paralel cu luna. Deci nu vă luați după lume. În viața mea, capsează-ți trecutul într-o foaie. Apoi, tot îl capsezi într-un tac de dolari. Deci asta e viața. Nu uitați să ai un capsator.
ca să scapsezi trecutul. Adică să lași trecutul, că vreau să vă explic ceva frumos, să lăsați trecutul în urmă. Nu trebuie să faci tu în așa fel, pac. Vedeți? Auziți ca priviței. Hai priviți, hai uitați, uitați. Gata, ai și capsa. Exact cum este capsele din capsator, așa trebuie să lași tu trecutul în urmă. Că tot ce a fost în trecut nu va rămâne dezvăluit niciodată. Dragilor, uitați-vă bine la aceste capse. Am două capse aici, a ieșit din capsator. Vedeți voi? Nu trebuie să vă lăsați bătuți. Viața este paralelă. Eu vă salut și vă zic noapte bună, să nu vă lăsați bătuți niciodată. Că viața poate să te doboare. Când te-ai picat la pământ, tu ridică-te și mergi în față. Deci nu uita să nu te stresezi, să nu te stăte, să nu te țese, să nu faci cu capul. Să nu te stresezi. E tata! Vă salută Alex Americanu cu un nou adevărat!